Bună dimineața și bine v-am găsit la noi ediție a Cafelei de După. Am crezut că nu ne întâlnim astăzi, la ce vânturi, la ce ploi ori fost, la ce vreme. Vântul ăsta m-a dus la gândul că-i fuego nervos și își caută prin dulap hainele cu care să se măbrace de Paști. A fost și praf saharian, am găsit pe mașină praf saharian, aia am găsit și în portofel, praf suntem. 7 lei un kilogram de ceapă. 7 lei un kil de ceapă românească, domnule. Păi ceapa asta, la ce bani dai ca să o cumperi, plângi când o plătești? Nu plângi când o tai. Dar obrazul subțire cu foiță de aur să ține. În Brașov, la un local, au apărut papanași cu foiță de aur la 60 de lei bucata. Păi nu putea să se lase Brașovul mai prejos de Cluj. La Cluj ce au apărut prima dată, Vlade? Burgerii, micii, mititeii cu foiță de aur, acum avem și papanași cu foiță de aur. Ați observat că numai pe lucruri de căcat puneam aur. Sănătate, cafeaua de după a fost donată pe buymeacoffee.com/nicubendea de către Dan, pe care îl salut cu bucurie, așa cum vă salut și pe voi. A? Vin Paștile, în 2 săptămâni și un pic, îs Paștile pe noi. Mergeți la mare? La mare, da. E o opțiune. 1000 de lei pe noapte cazare la hotelul Luhagi, la Iachi. 1000 de... Nu-i mult? Nu-i mult. Dimineața, ci că trezirea ți-o dă Hagi, cu citate din el. Hai că cine se scoală de dimineață, șoarecii joacă pe masă și alte îndemnuri mobilizatoare. Mă, de 1000, e mult 1000. De 1000 de lei îți dai seama, mânci o săptămână jumate de la Kofland dacă stai acasă. Carnea de miel puteți lua de la doamna Geta Sterp cu 60 de lei kilo. Bineînțeles că carnea a fost frăgezită de către frații ei. Iancu și Culiță au pregătit mielul. Ce înseamnă brandul, domnule? Brandul face omul. Nu-i așa? 1 din 4 români sunt alergici. Restul de 3 nu-și dau seama. Eu o să alergic la prostie. Acum nu mă duc eu să-mi fac testul ăla. Eu simt unde-i bau. Chiar și la prostiile mele. Ați auzit de pisica aia din Iași? O pisică s-a dus la clinica veterinară să nască. O pisică. Când pisoiul nu e acasă, pisica naște la privat. Ce s-a enervat pisoiul? De 9.000 de lei. Dar o taxat-o pe puișori. Și-au avut vreo 16. Nu, asta e, vedeți? Măi, până și animalele simt nevoia asta de a da naștere unei noi vieți. Numai noi oamenii ne batem în joc. În Turcia, un papagal, motiv de divorț. De ce? Papagalul spunea următoarele cuvinte. Hai acasă, soțul e la muncă. Îți dai seama ce disperată era tipa aia în lipsa soțului ca să-și cheme iubitul? De câte ori o fi repetat până i-a intrat în creieraș la papagal? Hai acum acasă, soțul e la lucru. Extraordinar, vedeți? Animalele. Doamna Șoșoacă nu trece săptămâna să nu-i facă o întâmpinare soțului sau fostului soț, să-i facă o hârtie de aia, să-l facă cu ou și cu oțet. Căci că îi chel, nu face nimic, are burtă și mai și bea. Doamna Șoșoacă, dumneavoastră reprezentați interesele naționale, interesele neamului. Reprezentați ceea ce e mai autentic în poporul românesc, prin ideile expuse, platformă și partid. Deci soțul dumneavoastră se încadrează acolo. Luați-l înapoi, că nu găsiți altul mai bun. Pe cine să luați? Pe Mihai Neamțu? Vă iubiți o noapte cu el și îl scoteți ca de sub Xerox. V-am salutat, numai bine, buymeacoffee.com/nicubendea și să intrăm cu forță și în noua săptămână. Apropo, am pus filmulețul ăla în care vorbeam despre primarul Clujului și, mă rog, jucam 3 roluri acolo, 3 jucam, că o zis Vlad ăla, numai joc, nu-i? Mă rog, comentarii de genul, bine faci, Nicule, așa e când postez ceva legat de politică, bine faci, Nicule, dă-le în gură. Dar ce e, nu pot să mănânce singuri? V-am salutat.